Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Ne băgăm rar degetele în zona de foto, dar ne gândim că poate v-ar ajuta câteva ponturi dacă sunteți un pic mai începători, așa cum și noi suntem atunci când explorăm teritoriul acesta al DSLR-ului și al aparatelor de calitate mari full frame. Ne jucăm în studio de ceva vreme cu aparate de diferite calibre. Am avut și lucrăm în mod curent cu un Sony Alpha 7-7, un Canon 60D, un Canon 6D, așadar avem și un full frame. Și dacă ești în căutarea unei lentile, unui obiectiv bun, spre exemplu, noi, spre exemplu, cel mai des folosim în studio, mai ales pentru fotografie, dar uneori și pentru filmare, un 24-70. Și este, l-am luat și pe ăla cu diafragmă de f2.8, ceea ce îl face foarte bun, dar și foarte costisitor. Pe aparatul acesta, obiectivul este mai scump decât body-ul, decât 6D-ul ăsta. Așadar, odată ce ți-ai cumpărat un body, dacă ești așa începător ca noi, o să descoperi destul de repede că nu body-ul, nu aparatul în sine este scump, ci mai degrabă partea de sticlă, obiectivele. Obiectivele sunt foarte costisitoare și tocmai de aceea trebuie să te gândești destul de repede cam ce vrei să-ți iei. Știu o mulțime de oameni care își cheltuiesc bruma de bănișori pe care îi fac la muncă pentru a-și lua tot mai multe obiective. Și atunci, asta și ne-am gândit noi ce să vă recomandăm dacă sunteți, spre exemplu, în căutarea unui obiectiv bun de peisaj sau pur și simplu pentru fotografie de arhitectură sau atunci când ieșiți afară. Și astăzi vreau să vă arăt un obiectiv care nu este de la Canon, dar este pentru Canon astăzi, pentru montură EF. Este un Sigma Art de 20 de milimetri pe care îl desfacem și vi-l prezint în minutele care urmează. Din nou, mare atenție, nu este o prezentare pentru super fotograf, da? E pentru cei ca mine care descoperă acest teritoriu al fotografiei și al filmărilor cu DSLR-ul. Hai să vedem așadar ce căpătăm aici. Păi vorbim despre un obiectiv care se spune că este cel mai luminos și mai clar obiectiv wide pentru Canon. Chiar mai clar decât cele produse de Canon. Cam așa vine în cutie. O să dau deocamdată de o parte pe asta. Și îmi place cum vine în cutie. Seria Art de la Sigma adună la un loc obiectivele premium ale mărcii, pentru că găsești și destul de accesibile. Când spui Sigma în general, nu spui o marcă, pretenții foarte sus, dar în cazul nostru avem un obiectiv aici care se duce binișor spre 3.000-3.300 de lei și noi am descoperit că face banii, dar o să vedem asta mai încolo. Așadar, ce avem în cutie? Păi avem un obiectiv care este pus pur și simplu într-o husă de protecție cu spumă. Să dăm obiectivul deoparte. Așa arată husa de transport cu spumă în asta poliuretanică și este efectiv un buzunar foarte bun pentru transport. Așa nu trebuie să mai ai un accesoriu suplimentar doar pentru depozitare. Ce îmi place este că are inclusiv o prindere pentru curea dacă ții obiectivul la brăcinar când alegi de colo-colo. Ei, odată ce l-am luat, îți dai seama că dintr-o dată, hopa, dar stai ce avem noi aici. Este dita mai gadgetul, este un obiectiv greu și în general atunci când iei în mână un astfel de device și simți că este greu, în general, o dată cu greutatea, cu masa lui, vine și prețul. Pentru că are multă sticlă, dar și metal. Simt metal în foarte multe locuri, iar asta mă bucură la obiective. Încă o dată, foarte scurt, mare atenție, este un obiectiv de 20 de milimetri gândit pentru full frame-uri. Dacă ai de gând să-l folosești pe un 60D, spre exemplu, care este un APS-C, cu un senzor mai mic, îl vei transforma într-un 30-30 de milimetri și atunci nu mai merită investiția. Mai bine ții un obiectiv mai accesibil la preț. Fie așadar cu băgare de seamă. 20 de milimetri cu un f1.4 extrem de luminos. O promisiune foarte interesantă. Da? Ce îmi place la el este, vă spuneam, acest design cât se poate de elegant. Multe suprafețe mate și un inel foarte, foarte lat de focus. Asta este, de fapt, singura parte mobilă, să zicem așa, pe care o poți accesa, pentru că avem o lentilă prime, o lentilă fixă, un obiectiv fix și de aceea ne atrage atât de mult. Vă recomand cât mai des să lucrați cu lentile fixe, pentru că sunt cele care vor aduce în pozele voastre cea mai bună claritate. Eu vă spuneam că folosesc un 24-70, care, apropo, ca și comparație, este relativ similar ca dimensiuni și ca greutate. Și chiar și așa, ăsta, un 24-70 cu f2.8 este extrem, extrem de scump. Dublu, aproape triplu la preț față de ăsta. Dar cu toate astea, ca și claritate, ăsta pe 20 o să-l bată.
sau cel puțin o să legaleze cu brio, pentru că nu are atât de multe elemente de sticlă care trebuie să coliseze acolo și să obțină acea poză. Face o singură treabă și o face foarte bine. Bun, trebuie să fie așadar cu băgare de seamă că ai un obiectiv masiv de 950 de grame, 1 kg de obiectiv și are 130 de mm lungime, mai greu vă spuneam, chiar mai greu decât 24-70. Este relativ bine izolat, însă nu la fel ca un obiectiv tele sau pentru sport, așa că mare atenție manevrarea lui. O să suporte câțiva stropi, dar nu ți recomand să-l duci și să-l chinui în mediu. Bun, odată ce l-am desfăcut, poți să vezi și elementul acesta masiv aici de sticlă, care îi oferă acest wide angle, da? Acest efect de fisheye, să zicem, aproape de fisheye, că nu este, este doar un obiectiv wide angular. Pentru ce este bun? Păi, în primul rând, pentru fotografie de peisaj, perspectivă artistică și fotografie chiar de interior, cu corecțiile de rigoare. Și acum, noi am luat acest obiectiv și l-am testat. Am început să facem câteva fotografii cu el, chiar la interior ne interesa, spre exemplu, felul în care deformează pe capete. În general, obiectivele de felul ăsta au probleme la margini. Și nu mică ne-a fost surpriza că nu dă prea multe aberații, nu dă prea multe distorsiuni de genul ăsta. Oricum, chiar și cele care mai apar, n-ai cum să scapi când ai o sticlă atât de rotundă, să zicem, atât de bombată pe un obiectiv, să nu ai aberații pe la colțuri, dar ele sunt rezolvate destul de ușor în post-procesare. Însă chiar și așa o poză curată care este în aparat este neașteptat de bună. Așadar, dacă ar fi să mi-aleg un singur obiectiv și acesta ar fi 20-ul ăsta, ar fi doar dacă aș fi în căutarea unui obiectiv cu care să fac poze, să zicem, din mână, în mediu, afară, dar și la interior și sunt cu foarte mare atenție la claritatea fotografiilor, dar nu sunt obsedat de zoom. Nu vreau să apropii lucrurile foarte tare de mine, sunt dispus să alerg eu după ele. Asta înseamnă fotografia adevărată, să fii dispus să alergi după fotografie, să umbli, să te miști, nu să abuzezi în permanență de tele. Odată ce începi să folosești un astfel de obiectiv prime, scurt, în cazul nostru, un 20 de mm, vei descoperi că poți să faci niște poze absolut extraordinare, așa cum sunt și exemplele pe care ți le arătăm chiar acum. Te încurajăm să experimentezi cu el, mai ales că poți să le iei, spre exemplu, și sub formă de închiriere de la E64 în cazul nostru de astăzi. Autofocus, manual focus, un obiectiv foarte frumos, foarte interesant, care costă 3.300 de lei, vă spuneam, pe piață și noi credem că face fiecare bănuț cu o singură condiție. Să-l și folosești, că dacă îl iei doar ca să-l auzi că-l ai și nu-l pui la muncă, e păcat. Ca o astfel de sticlă atât de bună să zacă nefolosită. Cam atât despre acest Sigma Art de 20 de mm. Așteptăm impresiile tale despre el mai jos pe blog. Dă-mi un comentariu în care să-mi spui la ce-l vezi tu folosit și poate ne trimiți cumva și o poză făcută de tine pe Facebook. Până data viitoare, numai bine, nu uita să dai și un subscribe.